Primarul de la Slivilești le atrage atenția la modul cel mai serios șefilor săi de partid că, în special în zonele miniere, pierd teren în fața democrat-liberalilor. Bucurescu îi consideră un pericol pe parlamentarii democrat-liberali Severus Militaru și Ion Rușeț. Dacă echipa domnului președinte Călinoiu, cei din Consiliul Județean, nu vor porni la treabă, dacă nu se vor deplasa în localitățile pe care noi, primarii și consilierii, le reprezentăm, vom avea mult de furcă în anul 2012. De aceea, în loc să nu ne culcăm pe urechea că ne scoate la liman domnul senator sau domnul Cârciumaru, că este locomotiva partidului și ne-o trage. Nu! Ne-o trage după dânsul, mă repet. Ne trage la ducura. Dar să vă spun că am multe să vă spun. Această declarație a fost făcută în cadrul unei ședințe de alegere a conducerii Ligii Aleșilor Localei PSD, organizație care va fi condusă de președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu. Socialdemocrații începe astfel pregătirile pentru alegeri. Trebuie să acționăm împreună și trebuie mai presus decât toate să nu dăm înapoi, așa cum îndeamnă și Bucurescu și pe cei din sală, când e vorba de muncă. Vom merge la muncă, vom câștiga alegerile. Din conducerea acestei structuri face parte și primarul Florin Cărciumaru. Conducerea Ligii Aleșilor Locale a fost decisă de biroul executiv al PSD, iar astăzi decizia le-a fost adusă la cunoștință și celor prezenți la așa zisa ședință de alegeri.